Acum 13 ori 10, da. 10 ori 10, 100, 100, nu, 10 ori 10 ori 3, 10 ori 3, 30, 100, 130. Păi, dar n-am învățat, mă răspunsește. Ești 13 ori 10, mai punem ca și mai zice 13 ori 1, 13 și mai pui 0 ăsta. 130, n-am învățat mai mulțirea cu 10, 100, 1000. 100, 1000. Vezi, trebuie să ne mai amintim. Dar știm foarte bine, merge mulțirea cu 10, cât face 23? Hai să vedem. Da. 23 ori 100. 23.000. Ia să vedem. Bine, 2, 3. 3 și 2 de 0. Și 2 de 0, care face cât? Citește numărul ăsta? 2300. 2300. Da? Deci nu trebuie să te grăbești. Și pe continuare, te-a spus repede. Cât? Cu cine este egal 23 ori 200? 23 ori 200. Tot. Ori 200. Ori 200. 4.300. 4.600. 4.600. Pentru că 23 ori 2, 2 ori 3, 6, 2 ori 2, 4. Și vin și cele 20 la capăt și atât. Corect. Foarte rapid. Deci ne-am amintit și chestia asta. Dar mie îmi place foarte tare că tu ai prins șmecheria. Esențial era aici ca să poți împărți la 3, pentru că asta e diferența cât ai adăugat. Mai poți tu... Dar n-ați să terminat. Deci aveți așa. 13 ori 10, aveți 130 de flori. Flori, da. Și câte flori. Vaze. Și câte vaze, da. Foarte bine că e întrebat. Răspuns. Da. Da, răspuns corect. Care este răspunsul? Răspuns. 130 flori. Deci avem 130 flori. Și... și 12 vaze. Și 12 vaze. Vaze. Deci 12 vaze. Iată răspunsul corect la problema ta. Deci este spectaculos cum anume merge astfel de problemă, da? Place ochiului și trebuie să spunem că merită problemele acestea. Mai poți face o problemuță? Da. Da. 5 minute. 5 minute. 5 minute. Să vă șterg sau mai deasupra? Șterge deasupra. Da. Vreau să dea, după modelul ăsta, încă... Mai dau o problemă? Da. Tu formulezi. Uită-te la cum ai modificat aici numerele. Ai avut în vedere 30. Gândește la un alt număr care se poate exact la... la 3 sau la 4, că să zicem diferența, o să o faci de 4. Exact. Cât îți propui tu? 3 sau la 4. Da, exact. Poți să fii, dacă adaugi 4. Ca și la vile, nu? Da, da. Cum spunea domnul profesor, n-am dat la întâmplare. Am făcut diferența dintre câte camere. Câte camere. Și aici m-am gândit. Și am aflat maxim. Și nu știți cât am din maxim. Aia, aici e diferența și aici e aceeași filozofie. Aceeași materie. Să cât vrei tu să... Mai întâi punem câte... Câte dorești tu acum? 10. Da, mai e... Nu, nu, nu. Câte 8. Câte 8. 8, 8, 8, ce mai departe? 8, 8, 8, da, 8. Câte 8 am pus? Am pus 6 de 8. Nu, ne vedem, sunt puncte, puncte aici. Aici. Nu știm noi câte sunt, eu am pus așa. Și rămân câte flori? Rămân câte? Câte flori să rămân nepuse? 14. Deci rămân 14. Nu, la plus 3, da, da, da. Rămân 14, da? 14. Rămân 14 în floare. Facem același model. Da. Numai că adăugăm. Numai că adăugăm, domnul. Da, 8 plus cât? Cu cât? Cu... Hai să vă gândesc. 30, 3. Adică 8 și plus 3 flori. 8 plus 3 este egal cu 11. Deci punem câte 11. Deci 8 plus 3, da? Și zicem 11. 11. Așa. Adică 11, 11, 11, tot adăugăm. Și câte îți rămân doar? 2. Tot 2. Foarte bine. Deci 11, 11, rămân goale. Rămân goale. Așa. 11. Deci punem puncte, puncte? Nu, no, puncte, puncte de sunt aici, nu? Că nu știu da, de da. Așa.
ce am dat numărul 14? Nu știu, tu știi. Când am făcut 8 și cu 8, 16 și cu 14, 30. Deci 30 de flori. Foarte tare. Deci 30 se împarte la 30. Trebuie să împarte la 30. 10. Asta e foarte tare. Deci nu ai dat numărul ăsta 14 la întrebare. Eu eram așa, am spus 14 și zice, merg pe mâna lui. Corect. Foarte tare, merg. Se termină problema asta că e 14. 14. 2 ori 8. 14 plus 2 ori 8. Adică face 16. 14 30. Plus. Fac 16. 16. 30. 30 împărțim la... 30. La 3, 10. Și sunt 10 vaze, 10 vaze în, cu cele 4 și cu cele din puncte puncte. Deci sunt aceste 10 vaze, pentru că tu ai pus câte 3, câte 3 și ai aflat numărul de vaze. Și sunt vaze, da? Iar numărul de flori. Numărul de flori, în total, da. 110. Deci sunt 11 ori 10. Deci, 11 ori 10 erau 110 flori. Și numărul de vaze? Numărul de vaze 12. Că sunt 10 plus 2 care au rămas goale, 12 vaze. Foarte, foarte, foarte interesant. Îmi place foarte clar. Dar acum că te-ai prins de problemă, vreau să modifici, rămân nu 2, rămân 3 goale. Deci modificăm chestia. Și rămâne 6 flori. Ca să poată să iasă problema 16 și cu 24. 24 și cu 6, 30. Sigur că da. Iau părut repede. Dar fiindcă te-ai fixat la 30. Da. Dar tu poți să te fixezi nu să facă 30, să facă 27. Cum ar 27 să parte la 3? 27. 3 ori cât? Pe 27. 3 ori 8? 3 ori 8. Nu, 3 ori 9. 3 ori 9. Deci merge și 27 să vrea facă suma. Dar asta că ai pus doar 3, dar poți să pui 4 flori sau 5. Vreau să te joci aici, să prinzi tu, să fii profesor la problemele acestea. Deci, pentru că ne vedem, vreau neapărat să mă aduci la zi cu tipul ăsta de probleme, în care să te joci atât de elegant încât să fie toată lumea încântată de ceea ce faci. Bine, ne oprim aici. La revedere! Să nu uitați de like, share și să vă abonați la Prof Online. Sure. La revedere! La toți prietenii să povestească, nu? Da? Știi tu bine. La revedere! La revedere.